Urgența Spitalului Municipal din Curtea de Argeș a fost luată cu asalt în ultimele zile de cei care au alunecat pe gheață. Oameni de toate vârstele au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce și-au rupt mâinile sau picioarele. Foarte multe fracturi au fost, foarte mult, și mai multe au fost în perioada în care nu era zăpada asta, când era puțin polei sau puțină gheață. Foarte multe fracturi. Oameni cu fracturi la ambele membre superioare sau la ambele gambe. Foarte mulți. Persoane în vârstă care nu au fost atente, dar și copii de la Săniuș. Nu știu pe unde s-au dat, dar oricum au venit mulți cu fracturi la membre inferioare. Drept urmare, gipsul a devenit un accesoriu la mare căutare printre argeșeni. Medicii spun că cei mai afectați de căzăturile pe gheață sunt vârstnicii care își pierd repede echilibru, iar în cazul lor, fracturile pot fi foarte serioase. Pentru a nu ajunge victime ale gheții, medicii recomandă maximă prudență la orice pas, iar cei care se încumetă să plece la plimbare sunt sfătuiți să poarte încălțăminte adecvată.